ne-am gândit, așa cum am spus, mereu prioritizăm cumva acțiunile noastre. De această dată ne aflăm la Ziua de Bătrâni din Săcălaz, unde am considerat că o masă festivă pentru sărbătorile de înviere a Domnului ar prinde foarte bine pentru cei bătrâni, bătrânii noștri până la urmă, de care trebuie să avem grijă, la fel cum noi în familie noastră simțim acest spirit al sărbătorii, această înviere a Domnului nostru Iisus Hristos. Suntem obligați ca acest sentiment să-l transmitem mai departe și către cei aflați la o vârstă foarte înaintată în azilul din comuna Săcălaz. Cu ocazia sfintelor sărbători de Paște, am pregătit un meniu special pentru azilul de bătrâni din Săcălaz. Bătrânii vor avea ciorbă de pui a la grec, sărmăluțe, piure de cartofi, friptură de miel, friptură de pui, șnițele, salată de biof, drop de miel, murături asortate, orez cu legume și nelipsitele ouă roșii.